Bună ziua, domnule președinte, domnule secretar general, distinși colegi, dragă Mihai, cum spunea cineva, la televizor nu trebuie să te uiți, la televizor trebuie să apari. Așa că, pe mine, dacă mă știe cineva din sala asta, mă știe că sunt acela care apar la televizor când nu poate să meargă Gabi Zeta la o emisiune. Deci nu o să ne uităm, dar o să tot apărăm că trebuie să comunicăm. Churchill spunea că un discurs bun trebuie să fie ca fusta unei femei. Suficient de scurt cât să trezească interesul și suficient de lung cât să acopere părțile esențiale. Sper să... Acum știți de ce am fost ministru culturii, nu? Adică mă calific. Mihai Tudosencă nu știe și mi-a fost șef. S-a uitat în altă parte, nu e vina. Bun, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați primit aici. Este o mare onoare și o bucurie să revin la dumneavoastră. Am prieteni dragi, mulți aici. Se televizează, deci nu pot să spun chiar tot ce am făcut când am venit în Maramureș, dar nu mi-a fost ușor. Vreau să vă spun că aveți tot sprijinul, aveți salutul. Eu am, mă rog, temporar niște funcții. Vă salut și din partea organizației PSD Buzău și din partea grupului de senatori ai Partidului Social Democrat. Suntem alături de dumneavoastră, vă vom sprijini și vom fi aici ori de câte ori este nevoie. Aveți o echipă extraordinară, Gabi Zeta, Ghiță Șimon, Sorin Vlașin, cu Sorin sunt și coleg în Senat și toți ceilalți colegi care veți avea și veți fi aleși în funcții de conducere astăzi. Va urma un an foarte greu, foarte complicat, dar nu cred că pot să-l... Eu nu-i datorez mult lui Marcel Ciolacu în politică, eu îi datorez totul lui Marcel Ciolacu în politică și așa că, da, l-am lăsat pe Ghiță că nu-i datorează nimic. Să-l laud, eu spun un singur lucru, Marcel Ciolacu are darul extrem de important de a strânge oamenii lângă el, de a face și de a crește echipe. Iar ceea ce vedem aici este o consecință a modului cum este condus acest partid din 2019 și cu o asemenea echipă n-am niciun dubiu că Maramureșul va câștiga și va ocupa locul pe care îl merită în administrația și politica românească. Vă mulțumesc încă o dată, dragi colegi, tuturor celor care veți fi aleși, mult succes și întregii familii PSD Maramureș, succes și să ne vedem cu bine. Mulțumesc!